Bun găsit! Încă nu s-a instalat bine prim-ministrul cel nou, că deja avem victime pe lângă UDMR. Ministerul Sportului a murit, trăiască Agenția pentru Sport. Astăzi discutăm despre viitorul sportului românesc cu Iulian Haba, consilier în management sportiv. Bine ați venit la noi! Bine ai venit la noi, Iulian! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Sportul românesc încotro, știu că e clișeu și titlul între acela, când nu ai un alt titlu în minte, sportul românesc încotro. Da, într-adevăr sunt vremuri grele pentru sportul românesc, însă vremurile astea nu sunt de azi de ieri, nu sunt provocate de modificările de care spuneai, care la urmă urmei sunt niște modificări pur administrative. Vremurile sunt grele, cred că din ultimii câțiva zeci de ani, putem spune, pentru că niciodată nu s-a pus problema, nimeni n-a stat să facă un plan de viitor, să pună niște lucruri pe masă, să adune la o masă toți cei care sunt responsabili de așa ceva și să se creioneze o strategie adevărată pentru sport. De fapt, în momentul de față, se administrează niște bani pe criterii mai mult sau mai puțin legate de sport, mai mult sau mai puțin influențate de politic, dar care nu au foarte mare legătură cu sportul. Desființarea ministerului înseamnă moartea sportului românesc? Pentru că așa a postat fostul ministru pe Facebook. Nu, e o exagerare, bineînțeles. Faptul că nu există structura care se numește minister, structura juridic vorbind, nu înseamnă că nimeni nu va mai administra sportul. Au mai fost de-a lungul timpului situații în care sportul s-a plimbat de la un minister la altul și a coexistat cu tot felul de alte domenii de activitate și a supraviețuit într-o formă sau alta. Însă și aici discuțiile sunt foarte ample. Ar trebui, după părerea mea, despărțite lucrurile în privința sportului de performanță și a sportului de masă. În cadrul sportului de performanță ar trebui probabil privite diferit sporturile olimpice față de alte sporturi, ar trebui prioritizate un pic lucrurile. Avem exemple în toată Europa, cel mai apropiat de noi sunt cele din Ungaria, deci nu ar trebui să inventăm noi roata, doar că avem noi un talent de a complica lucrurile atunci când nu e cazul și de a inventa tot felul de denumiri care, de fapt, înseamnă viață grea pentru tot felul de funcționari care trebuie să schimbe headere și footere în paginile lor, în circulare, să spun așa. Da. Tu ai văzut venind această decizie? Se vorbea de ceva vreme, au existat așa șușoteli pe la colțurile ministerelor? Da, se vorbea de mai mult timp, însă sportul a fost mereu plimbat, să spun așa, de la un minister la altul. A fost ba cu tineretul, a fost ba singur, acum e agenție. E evident pentru toată lumea că nu este o prioritate sportul. Nici nu a fost privit vreodată așa. Din păcate, nimeni din guvernele care s-au perindat ani de zile nu au înțeles că, de fapt, sportul ar trebui privit ca o formă de educație complementară și de acolo ar trebui pornit totul. Și pentru toți, de fapt, întrebarea care s-a pus a fost cum împărțim banii. Avem bugetul ăsta, care-s criteriile? Niciodată nu s-a pus problema cum construim, ce facem cu banii ăștia. Ajungem imediat și la bani. Am spus că nu vreau să intrăm în politică, dar totuși, acum mai puțin de o lună se spunea că se va renunța la două ministere. Evident, unul din cele două ministere vizate era Ministerul Sportului, care ar fi trebuit să intre în subordinea Ministerului Familiei. Minister al Familiei care a fost înființat cu dedicație pentru o doamnă care nu a avut veci tangențe cu sportul. Da. Unul dintre exemplele de care spuneam că niciodată nu a fost o prioritate sportul. A fost mereu considerat un departament, o posibilitate prin care mai găsim niște funcții pentru cei din partid, să zicem, din eșalonul 2-3, care aspiră la funcții cu ștaif, dar nu a existat niciodată nicio strategie națională adevărată. Chiar și acum, ultima sau singura strategie care a fost public asumată până acum, chiar în mandatul ministrului Novac, este totuși mai mult o înșiruire de idei decât la modul real o strategie națională. Crezi că această agenție este o soluție sau nu?
este o soluție exact cum este și un minister, o soluție este o soluție exact cum este și un minister în coabitare cu familia, cu tineretul sau cu construcțiile, nu are nicio importanță. Nu e importantă forma de organizare, cât, repet, strategia. O strategie națională care să implice sau care să privească sportul ar trebui în primul rând asumată de un guvern, ar trebui poate că discutată inclusiv cu opoziția, cu partenerii sociali, pentru că nu se poate face reformă în sport în 4 ani și atunci ar trebui să treci cumva de granița celor 4 ani, să fie un fel de moment zero în care lumea să spună ok, ne asumăm că vom îndeplini acești pași, indiferent că vom fi noi la guvernare sau voi la guvernare, vom susține lucrul ăsta și atunci mergem înainte cu acel proiect. N-are importanță că e gestionat de o agenție, de un secretariat, de un minister sau de altă formă. Așa cum știu, eu nu sunt jurnalist sportiv, însă am apelat la părerile unui jurnalist sportiv care lucrează și a fost unul dintre primii care a reacționat. Haideți să vedem ce a spus Narcis Drăjan. Nu cred că este neapărat o decizie care să aibă neapărat o legătură politică. Cred că mai degrabă guvernanții sau cei care vor să răspundă într-adevăr de sport se gândesc că sportul românesc nu are nevoie neapărat de un minister. Poate să fie și Agenție Națională pentru Sport, așa cum a fost între 2003 și 2008, sub conducerile unor oameni excepționali, Octavian Murariu sau Octavian Belu, sau chiar, cred eu, că restartul s-a dat când a existat acea Autoritate Națională pentru Sport, cu Doina Melinte și apoi Carmen Tocală, ține minte foarte bine și când a fost Doamna Lipă în vremea acelui guvern de tehnocrați. Deci, până la urmă, nu cred eu că România are nevoie neapărat de un minister al sportului. Și modelul poate fi cumva preluat și de la americani. Americanii, de exemplu, nu au un minister al sportului care să răspundă. Există o autoritate națională sau o agenție națională care poate asta, unde în sistem centralizat cum avem noi, pe model sovietic, așa s-a păstrat, avem în continuare un secretar de stat care este pus evident tot politic. Va fi înființată Agenția pentru Sport, așa este propus în programul de guvernare, iar de ea ar putea să se ocupe Elisabeta Lipă sau cel mai probabil se va ocupa, este propunerea PSD. Este o garanție aceasta că sportul este pe mâini bune? Știm rezultatele pe care le-a avut de-a lungul timpului Elisabeta Lipă. Da, pentru că Elisabeta Lipă conduce cu mână de fier și mai știu când a fost și ministru, dar a fost și secretar de stat al sportului în România, pentru că ea, cred că a înțeles cel mai bine cum funcționează, hai să-i spunem, premierea sportivilor și mai degrabă a zice banii care vin în federații. Foarte, foarte multe federații sunt nemulțumite de faptul că an de an guvernul tot taie și nu se investesc foarte mulți bani. Dacă este pe mâini bune, momentan sportul românesc nu este pe mâini bune. Adică cel puțin ultimele guvernări, ultimii miniștri pe care i-a avut sportul românesc nu au făcut absolut nimic decât au părut interesați de propria imagine decât de dezvoltarea sportului. Să nu uităm chiar de domnul Novak, cel care a persiflat scrima românească, deși avea medalie olimpică. Pe mâini bune, eu nu cred că este sportul românesc în momentul de față, dar poate fi pe mâini bune, pentru că o femeie cum este Elisabeta Lipă, cum ar fi de exemplu Camelia Pote, cum este Carmen Tocală, femei sau sportivi, aici putem să punem și foști mari sportivi, știu exact ce se de făcut pentru ca sportul românesc să redevină, n-a zice înainte de anii 90, ci ce s-a întâmplat până în 2000, când la Sydney am avut practic ultimele medalii, să zicem, consistente la o olimpiadă. Până la urmă contează dacă e minister, e agenție, cât timp a funcționat ca minister, nu știu, au primit mai mulți bani federațiile, am avut rezultate mai bune. Dar nu le-am avut. Asta spun, că nu a existat. Deci, cumva, probabil se pleacă pe așa zisa fentă a UDMR-ului, care pierde într-adevăr, se retrage de la guvernare și consideră că diversiunea asta, spunându-le că mă refer la postarea fostului ministru al sportului, Eduard Nova, care spune rest in peace sportul românesc, dar mă bucur că a scris în limba română și în limba maghiară de această dată, însă nu are legătură. Eu nu văd o mare diferență. Repet, cred că funcționează mai bine cu un secretar de stat, pentru că secretarul de stat este mult mai ușor să lucreze direct cu ministerul, să solicite ce trebuie pentru sportul românesc. Și aici vorbim despre celebra sau deja binecunoscuta prioritizare a federațiilor sportive care chiar au nevoie de bani. Adică cele care câștigă foarte multe medalii și cele care au și potențial olimpic. De exemplu, eu pot să vă dau exemple de federații gen Federația de Bovinam Viet-Votau sau de Cean Bara sau de Pangration Atlima, care primesc bani de la statul român și
nu există ca sporturi. Reacția lui Eduard Novak, cum vi se pare? La final de mandat el spune că sportul a murit. Eu cred că Eduard Novak, din fostul președinte al Federației Române de Ciclist și la cea de ministru, a trecut printr-un proces al lui Dinu Păturică. Exact așa arată, este un om total schimbat, un om care are consilieri foarte slab și care a dat peste cap tot ce înseamnă relație diplomatică în sport românesc, pentru că au dispărut. Sunt atâtea scandaluri, uitați-vă ce se întâmplă la Federația Română de Patinaj, la Federația Română de Ski, la Federația Română de Hockey, unde avem o luptă și o rivalitate ca înainte de tratatul de la Trianon. Adică nu ai voie să vii cu tot felul de părți româno-maghiare să te certe și mai departe. Federația Română de Ciclism, acolo unde a încercat să impună un reprezentant al Secuimii în lupta cu Alex Ciocan. Federația Română de Tenis, unde în continuare sunt foarte, foarte multe probleme. A zice că domnul Novak lasă o moștenire tristă pentru foarte multe federații. Cum arată bilanțul pe scurt al lui Eduard Novak la final de mandat? A făcut celebra legea sportului, altceva? Mai nimic. În afara faptului că și-a făcut tatăl anterior emerit și l-a premiat cu 112.000 de euro și a ieșit cu scandalul pe care spuneam mai devreme, nu aș putea deloc să îl trec la reușit sau să-i dau un calificativ de trecere. Pentru mine are un 4 sau o corigență care ar putea să devină repetent în lumea sportului, pentru că n-a făcut absolut nimic palpabil, nu a venit cu nimic. Adică și acele modificări pe care a vrut să le facă, de fapt, la legea sportului, și să nu mai spun de strategia națională pentru sport, ai impresia că este compusă de un copil de clasa 4 care vrea să-și adune copiii din fața blocului să îi înscrie într-o competiție sportivă. Iată o caracterizare pe care o face un jurnalist sportiv pe care îl respect foarte, foarte mult. Iulian, ai ceva de comentat? Are dreptate în cea mai mare parte. Din păcate, lucrurile așa stau. Ministerul, dacă domnul Novak spune în postarea deja celebră că sportul românesc a murit, înseamnă că el este groparul sportului românesc din moment ce e ultimul care l-a avut în mână, practic acolo asta e concluzia pe care putem trage. Da, el l-a dus la groapă. Bun, am încercat să iau legătura cu domnul Novak, nu mi-a răspuns. În schimb, mi-a răspuns unul dintre secretarii dânsului de stat, Flaviu Sirop. Haideți să vedem care a fost discuția, dacă o putem numi discuție. Ați primit oare până la această oră vreo notificare oficială legată de Ministerul Sportului? Aș dori să nu comentez pe seama acestor primele schimbări. Nu sunt abilitat să comunic pe acest subiect. Am înțeles. Din perspectivă personală, aș vrea să nu comentez. Am încercat să port o discuție, dar n-am avut cu cine. Nu, cumva e de înțeles. În general, așa se lucrează în politică. Oamenii vin și pleacă odată cu cel care i-a adus. Cei care rămân au emoții în a-și expune gândurile, deși de cel mai multe ori sunt cei mai pricepuți cei care rămân, funcționarii din ministere, sau ar trebui să fie cel puțin. Însă ei știu că va veni altcineva, vor intra în subordine altcuiva și atunci, bineînțeles că cei care sunt cu gura mare sunt cel mai puțin iubiți, să spunem așa, cel mai puțin apreciați. Din păcate, în opinia mea, cred că exact cei care ar trebui să fie mai discreți, adică miniștrii care sunt vremelnic, sunt puși acolo politic, la urmă urmei sunt numiți, nu sunt aleși, n-au nicio, de cel mai multe ori n-au nicio calitate să ocupe respectivele portofolii. Și sunt rezultatul unor negocieri politice. Sunt rezultatul unor negocieri politice. Ar trebui să fie mult mai discreți decât cei care chiar ar trebui să iasă în față, însă nu veți putea spune niciun funcționar din niciun minister, pentru că nu-i cunoașteți, nu știți, ei n-au voie să iasă afară, n-au voie să spună nimic, deși probabil că părerile lor sunt cele mai justificate sau cele mai normale. Bun, am vorbit și cu un tip foarte discret, pentru că domnului Chifor, directorul Direcției Județene de Sport, nu îi place să iasă în față și nici să facă declarații. Am vrut să văd și dânsul care este statusul, dacă a primit vreo notificare oficială. Ați primit până acum vreo înștiințare oficială legată de Ministerul Sportului, respectiv Agenția pentru Sport? Nu, până la ora la care vorbim nu am primit nicio înștiințare. Ați văzut venind această decizie de undeva? Nu.
Deci știu că se va înființa Agenția Națională de Sport sub autoritatea primului ministru și vor fi un președinte, doi vicepreședinți cu rang de secretar de stat. Deci cam discuțiile în zona asta se poartă. Se vehiculează niște nume. Ați auzit ceva? Da, am auzit, dar nu. Încă deocamdată am înțeles că nu este un nume stabilit, nu e nimeni stabilit pe funcția respectivă de președinte al Agenției Naționale de Sport. Bugetul pentru anul acesta va fi afectat cumva? Nu. Bugetul pentru anul acesta nu va fi afectat, având în vedere că s-a aprobat la început anului și schimbarea de denumire nu afectează bugetul instituțiilor din subordine. Bun, avem un director de direcție județeană care nu știe nimic. Deși se urlă pe toate posturile de televiziune de două zile, oamenii ăștia habar nu au care este statusul lor. Da, din păcate așa e. Forma asta herupistă sau haotică în care a fost administrat sportul în ultimii ani a generat o fel de anomalii de genul ăsta. DJS-urile care teoretic ar trebui, direcțiile de județene de sport, care ar trebui de fapt să coordoneze activitatea sportivă la nivel regional sau județean, au devenit niște simpli funcționari care administrează de fapt niște obiective sportive, să spunem niște săli de sport, niște foste cămine sportive, niște baze sportive prin munți sau pe știu eu unde, și care de fapt nu sunt niciodată consultați în nicio temă, nu sunt implicați în nicio decizie luată la nivel central. Și atunci, sigur că ei află ultimii, sunt și foarte prost plătiți, ceea ce e foarte adevărat, prin urmare nu te poți aștepta la o calificare deosebit de bună. Din păcate, asta e realitatea. În schimb, despre DJS-ul se știa de mai multă vreme că urmează să-și afle un nou stăpân, pentru că de mai mulți ani se discută despre un soi de descentralizare, să spunem, după modelul spitalelor sau al școlilor care au fost pasate către consiliile locale. La fel se dorea și redirecționarea DJS-urilor în administrarea consiliilor sau devenirea lor, de fapt, birouri în cadrul ori a consiliilor județene, ori a consiliilor locale. Deja a început, etapizat a început acest proces, dacă nu mă înșel, 8 DJS-uri au reușit să facă pași în această direcție. Exact, adică este aceeași politică, repet, haotică, fiecare ministru vine și are o idee, fiecare guvern care se schimbă trebuie să șteargă tot ce a făcut celălalt pentru că el are o idee mai bună și atunci o ia de la început. Și în felul ăsta suntem după 30 de ani de la Revoluție cu 30 de începuturi de reformă sau 60 sau 70 și nici măcar primii 3-4 pași făcuți din fiecare. Bun, prima reacție pe care am avut-o imediat după ce s-a confirmat oficial vestea că e gata Ministerul Sportului a fost a Cameliei Potec și avem un fragment dintr-o declarație de presă. Este adevărat că acum nu mai avem un minister al sportului, avem o agenție. Eu sunt de fel optimistă, dar și sper să fie măcar, să nu fie măcar mai rău decât a fost până acum, pentru că automat suntem lucrăm cu toții în sport, ne reprezentăm cu toții țara și dumneavoastră la nivel de presă și noi la nivel de manageri în sport și trebuie cumva să găsim soluții și să promovăm țara și sportul românesc așa cum trebuie. Dacă ar fi cel mai important lucru pe care ar trebui să-l schimbe această nouă agenție? Cel mai important lucru, sunt foarte multe de lucruri de schimbat ca agenție. În primul rând trebuie să vedem de cine este condusă această agenție. Am înțeles că acum a ieșit lista cu miniștri. Din păcate nu până în momentul de față, chiar în timpul ședinței am văzut de la toate ministerele, nu am văzut cine va conduce această agenție. Va fi o secretar de stat, într-adevăr, dar eu acum sper să fie un om din sport care să cunoască problemele sportului, iar dacă nu este un om din sport, să fie un om care destul de deschis la minte să asculte de cei, sau măcar părerea celor din sport, ca să începem să funcționăm
spre normal, pentru că normal imediat nu avem cum să funcționăm. Există niște proiecte, programe care trebuie continuate. Suntem la mijlocul unui an, suntem într-un an preolimpic, avem nevoie de la finanțare până la o funcționalitate a tuturor programelor și proiectelor de a fi continuate sau de a fi îmbunătățite, așa că problemele sunt și urgente și majore și foarte, foarte multe și cu siguranță că trebuie să ne îndreptăm în direcția pe care ne-o propunem și anume să lucrăm cu toții pentru sportivii și stafful lor, pentru a ne reprezenta cu cinste și pentru a avea o generație sănătoasă. Acum pentru că nu vorbim doar de părinte. Cum ați evaluat mandatul domnului Novak? Scuze-mă, cum ați evaluat mandatul domnului Novak? Cu bune și cu rele. Este adevărat că a fost unul dintre miniștrii care a avut un mandat lung. Nu pot să spun că în ceea ce privește relația dintre natație și domnul ministru nu a fost una extraordinar de proastă. Au fost momente bune, au fost momente în care domnul ministru ne-a întins mâna și ne-a sprijinit, chiar dacă de multe ori acest lucru s-a întâmplat târziu. Am păstrat o legătură, să zic, corectă, dar a avut și dânsul momentele în care nu se uita către sportul nostru de performanță, dar nu pot să spun că a fost o relație foarte rea, ci o relație care a întâmpinat probleme pe parcurs, dar care s-au rezolvat. Ce om din sport ați vedea la conducerea acestei agenții? Se vorbește despre Elisabeta Liuba. Da, știu că se vorbește despre trei oameni din care ar putea veni la conducerea acestei agenții. N-aș dori să spun, pentru că este o decizie politică și acum, bineînțeles, decizia nu stă la noi, la oamenii din sport. Nu am fost întrebați, bineînțeles, fiind o decizie politică. Eu am spus de fiecare dată, sunt aici pentru sportul românesc și nu numai pentru natație, pentru întreg sportul românesc, ca vicepreședinte al COSR și îmi voi aduce aportul cu cât va fi nevoie și cu tot ce mi se va cere. Acum, eu cred că orice ministru vine sau orice secretar de stat vine, eu cred că ar trebui să fie pasionat de sport, să-și dorească să progreseze și da, vorbim de doamna Elisabeta Lipă, are experiență, are ambiție, este curajoasă, pasionată, nici nu mai spun și da, poate bate cu, este unul dintre oamenii care poate bate cu pumnul în masă atunci când nu primește ceea ce își dorește. Două afirmații mi-au atras atenția, să nu fie mai rău. Da, și mie mi-a atras atenția afirmația asta. E cumva simptomatic pentru ce se întâmplă, în special în sport, dar cred că nu numai în sport, cred că de fapt în tot ce înseamnă administrație în România. Tot ce poți să faci în momentul în care ai de lucrat cu orice autoritate națională e să te rogi să supraviețuiești cumva, să nu fie rău. Nu există, nici nu se ia în calcul ca lucrurile să decurgă normal, să fie totul ok. Cumva, apropo de întrebarea de final în care îi solicitați, sau mă rog, reporterii solicitau Camelia Ipotecă o evaluare a mandatului lui Novak, eu cred că exact în nota asta trebuie evaluat mandatul dânsului. Practic a dus la extrem frica asta în rândul celor care lucrează în sport de a fi mai rău decât este acum. În principiu ajungem la vechea zicală să te ferească domnul de prostul harnic. Numai de ei nu avem nevoie și nu doar în sport, în orice domeniu. Și am mai spus, Camelia Ipotecă, ceva ce mi-a atras atenția, nu am fost întrebați. Nu. Vreodată au fost consultați? Nu. Sportivii? E o altă nuanță, într-adevăr, foarte interesantă. De fapt, oamenii nu înțeleg. Oamenii care ajung în vârful ministerului ar trebui să fie în slujba sportului, nu la conducerea sportului. Dar cine ajunge acolo nu este cineva care iubește sportul, ci e cineva care este, repet, numit, negociat, după niște criterii care n-au nicio legătură cu sportul.
sau cu finanțele, sau cu construcțiile, sau cu niciun domeniu. Și atunci, cum putem să sperăm de la cineva care ar trebui să fie în slujba sportului să ne ajute, când el, de fapt, se consideră a fi la conducerea sportului? Bun, am auzit numele doamnei Lipă. Elisabeta Lipă a mai fost ministru 2 ani și un pic, cred că de la sfârșitul 2015 până în 2017. Și secretar de stat. Și secretar de stat. Se știe că nu a avut o relație senzațională cu președintele Federației de pe atunci, Eduard Novac, și cumva nu cred că îi cadă foarte bine domnului Novac succesoarea dânsului va fi la conducerea agenției, nu a ministerului, e drept, tot doamna Lipă. E adevărat, dar cred că nici nu sunt curioși cei care fac numirile cât de bine îi cade domnului Novac sau nu, mai ales în situația în care UDMR-ul, știm cu toții, i s-a arătat ușa, să spunem așa. Nu cred că asta e relevant, la urma urmei. Ce este relevant este poate că ar merita să amintim că și doamna Lipă este din anumite puncte de vedere asemănătoare domnului Novac, în sensul că nu este neapărat cea mai împăciuitoare persoană, să spunem, preferă să conducă cu mână de fier, exact ca și domnul Novac, să nu-i se conteste deciziile sau să nu-i se discute cu vreo formă hotărârile, și atunci sigur că nu ne putem aștepta la un mandat în care federațiile, cluburile, sportivii să fie consultați în vreo privință. Se vor lua din nou decizii de către cei care conduc sportul românesc, fie că o face printr-o agenție sau un minister sau altă formă. Bun, avem un colaj cu 23 de figuri. Sunt cei care s-au perindat până acum în ultimii 30 de ani la conducerea Ministerului Sportului sau a Autorității Naționale sau agenției. Și avem și numele lor. Bogdan Niculescu Duvăz, Moldovan, Angelescu, Mironov, Alexandru Mironov a avut cel mai lung mandat, Mihai Stănescu, Crin Antonescu, Octavian Morariu, Constantin Diaconu, Florian Gheorghe, fel de fel de nume. Octavian Belu, da, știm că a fost antrenor. Monica Iacobriții, nu știu ce a căutat acolo, Sorina Plăcintă, nici atât, Doina Melinte, da, Carmen Tocală, da, Nicolae Bănicioiu, a fost doar încă un minister în portofoliu dânsului, Gabriela Sabo, Elisabeta Lipă, sportivi cu performanțe, domnul Stroie, am văzut care picioare frumoase, da. Și Eduard Novac, la fel, da. Sportiv. Trebuie să fii un bun sportiv sau un bun administrator pentru a conduce bine un minister al sportului? Nu știu acum despre ce vorbim, despre cazul ideal sau ce se întâmplă la noi. Sunt două lucruri complet diferite. Uite, tu ești consultant de management sportiv. Cum ar fi, în viziunea ta, ideală situația sportului? Cum ar trebui procedat? În viziunea mea, cred că lucrurile ar trebui asumate, în primul rând, de toate părțile implicate în conducere, în sensul că nu e suficient ca un partid să-și asume că va reforma sportul, pentru că peste 3 ani se va schimba, va veni altcineva la putere care va zice, eu voi schimba sportul și va schimba acea strategie. Și atunci cred că primul lucru ar trebui stabilit un comitet, să spunem, deși de obicei se îngroapă lucruri în comitete, dar în cazul ăsta cred că s-ar putea face ceva pozitiv din asta, în care să fie reprezentați absolut toți cei care se consideră relevanți. Poate să aibă 200 de membri, niciun fel de problemă, se pot conduce și astfel de organizații, care să dezbată cât au nevoie și să emită un program pe care să și-l asume toate partidele politice, un program pe, să spunem, minim 10 ani, nu știu, eu cred că nu se poate face reformă niciun domeniu în 3 sau 4 ani cât durează, sau 2 ani cât durează un mandat de prim-ministru. Odată asumat, să nu mai existe piedici în implementarea lui și să se pună toată lumea pe treabă. În primul rând, ca să ajungi acum ministru, nu prea relevanță trecutul tău. Se poate să fi fost sportiv de performanță, dar în momentul în care ești
să zicem, achiziționat de un partid pentru asemenea funcție, de obicei cineva vrea să se pozeze lângă tine și atunci nu știu cât de relevantă e persoana în sine, cât ce vrea să se facă, ce urmează să se întâmple cu ea. La fel, în momentul în care ești politician de carieră, cum au fost câțiva de pe lista respectivă, care nu au nicio legătură cu sportul, nu înseamnă neapărat că e greșită poziționarea lor acolo. Pot fi foarte bun administrator, pot fi foarte bun negociator. La urma urmei, un Ministerul Sportului, spre deosebire de alte ministere, are de negociat cu o grămadă de federații care sunt de obicei reprezentate de sportivi, care sunt oameni care cunosc de desubturile sporturilor și atunci nu e ușor să ai diplomația necesară pentru a duce la capăt o poziție de genul ăsta. Deci nu cred neapărat că cine e în vârf ar trebui să conteze, cât echipa care e acolo și care ar trebui să fie una solidă, una construită pe baze legate de performanță, nu performanță managerială, desigur. Bun, dar cine este în vârf are de gestionat bani, mulți bani. Asta e, pentru da. Că în 2023 bugetul Ministerului Sportului este de 581,5 milioane de lei față de 521,5 milioane de lei în 2022. Sunt mai mulți bani cu aproape 60 de milioane de lei și bine, mai puține competiții sportive mari anul acesta. Nu știu dacă e neapărat așa. Nu știu dacă e relevant să comparăm bugetul de pe un an cu altul, cu atât mai mult cu cât anii de dinainte au fost niște ani afectați de pandemie, în care se știe că anumite domenii au fost prioritizate față de altele. Repet, lucrurile astea nu ar trebui să se schimbe de la un an la altul, ar trebui să existe predictibilitate. În momentul de față, nicio federație și niciun club sportiv, mai ales dintre cele de stat, niciun minister nu poate să-și facă bugete multianuale, prin urmare nu poate face programe care să se plieze pe mai mulți ani. Și să, adică pornești un asemenea program, dar să fii sigur că îl vei putea și încheia. Pentru că peste 2 ani vine alt ministru și zice nu mai dăm bani pentru așa ceva. Și atunci nu e regulă. Există, în schimb, exemple, repet, nu trebuie să inventăm noi roata. Există exemple în toată Europa în care sunt efectiv, sunt trainuiți, sunt educați oameni pentru posturile respective care nu se schimbă politic. Repet, ministrul ar trebui să fie în slujba sportului, ar trebui să fie un reprezentant al sportului în cadrul guvernului și în niciun caz cineva care conduce sportul. Sportul e condus, de fapt, de funcționărimea din minister, nu de ministru. Dar da. La noi nu se face așa. La noi, dacă apare ministrul, nu comentează nimeni nimic. Poate să aibă o idee oricât de cretină posibil, nimeni nu va comenta nimic în privința lui, pentru că așa a zis domnul. Și pentru că domnul este șef și este numit politic. Exact. Încă o întrebare pentru tine, Iulian, și apoi vom cere și încă o opinie. Sportul de masă și sportul de performanță pot coexista sub aceeași umbrelă? Da, și e obligatoriu să fie așa, pentru că, de fapt, sportul de performanță are la bază sportul de masă. Trebuie să ai o bază, o piramidă, la baza căreia se află, de fapt, sportul de masă. În orice sport sunt mii de sportivi care niciodată nu ajung să facă performanță, dar care fac mișcare, fac sport până la o anumită vârstă, după care intervin diverse lucruri în viața lor. Ori se mută cu școala, ori apare o iubită, ori se mută în alt oraș, ori apare o accidentare, ori se mută interesul spre școală, forțat sau nu de către părinți, ori diverse alte motive. Și atunci... Da, de fapt sportul de masă are două mari obiective. Unul este cel de a micșora rata de supraponderal, care e enormă în România. Suntem, cred că, în top 2 sau 3 în Europa din punctul ăsta de vedere. Pot să-ți spun doar că un copil din 2 are greutatea normală. Da. Și din păcate sunt, deși sunt extrem de multe fonduri europene și extrem de multe proiecte în care, prin care am putea rezolva problema asta, nu ne putem apropia de ele din mai multe motive. Unul din ele este exact ministerul, adică orice club de stat, dacă ar trebui să fie implicat într-un proiect, să spunem Erasmus sau de orice altfel european, are extrem de multe probleme. Iulian, alături de noi prin telefon este domnul Cristian Jura, expert în dreptul sportului. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Jura, cum comentați dumneavoastră, expert în dreptul sportului, ceea ce se întâmplă în momentul actual în sportul românesc?
Din ce perspectivă dori să comentez? Dispariția ministerului, înființarea agenției în primul rând și despre ce modificări credeți că vor veni, ce consecințe are această transformare? Ministerul Sportului, în primul rând, a avut un rol de a aloca niște sume bugetare. Deci, practic, Ministerul Sportului niciodată nu a fost implicat în, nu știu, antrenamentul efectiv al sportivilor, în programele de antrenament, în programe de selecție. Deci, practic, el a fost coordonatorul, să spunem, unei strategii naționale a României pe sport, care încă nu există, încă n-a fost adoptată în mod oficial, a fost lansată, dar nu e nimic oficial. Și, practic, în baza acestei strategii se încearcă, să spunem, lărgirea bazei de selecție pentru sporturile de performanță. Adică se face această trecere, să zic, de la sportul de masă. Am prins puțin mai devreme, l-am prins pe invitatul dumneavoastră, am auzit puțin din emisiune. Așa, deci se face această trecere de la sportul de masă la sportul de performanță. Deci, practic, ministerul nu a fost, să spunem, în mod direct implicat niciodată în procedura de selecție pentru campionate mondiale sau pentru campionate europene sau pentru olimpiadă. Nu a fost niciodată implicat în antrenamentul efectiv pentru aceste sporturi. Practic s-a ocupat mai degrabă cu finanțarea, evident, pe baza rezultatelor obținute de federații. Practic, sportul efectiv este, mă refer la sportul de performanță, este efectiv gestionat mai degrabă de federații și întotdeauna așa a fost, mai degrabă decât de minister. Iar în ceea ce privește jocurile olimpice, pentru că ne apropiem de olimpiadă, este implicat în aceste jocuri olimpice Comitetul Olimpic și Sportiv Român. Există niște programe foarte clare, unul dintre ele este programul Samurai, prin care COSR-ul și, bineînțeles, în colaborare cu federațiile olimpice, a făcut această selecție a sportivilor, o bază mai largă de selecții, din care urmează să rămână, să spunem, doar cei care au cele mai bune performanțe în apropierea jocurilor olimpice. Așadar, faptul că Ministerul Sportului dispare, el a mai dispărut, nu e prima dată când a fost doar o agenție, din 1990 încoace. Bun, din punct de vedere juridic, există vreo diferență sau este exact aceeași mărie cu altă pălărie? Doar numele se schimbă și antetul de pe foilor oficiale? După părerea mea, și exact cum vă spuneam, atât timp cât Ministerul Tineretului a fost mai degrabă un rezervor bugetar pentru federații, da, pe baza performanțelor, cred că mare lucru nu se schimbă. Dacă se va adopta mult râmbițata strategie de dezvoltare a sportului românesc, de care auzim deja de aproape un an de zile, dar o vedem doar în draft și n-a fost încă adoptată, dacă se va adopta strategia respectivă și dacă se va face această distincție foarte clară între sportul de masă și sportul de performanță, atunci ar putea să aibă un rol mai important. Dar așa cum a funcționat până în momentul de față, după părerea mea, nu e nicio diferență. Și nu trebuie să uităm că mai există un element. Mai există sportul școlar și universitar, care nici măcar nu ține de Ministerul Sportului, a ținut întotdeauna de Ministerul Educației. Toate cluburile sportive țin de Ministerul Educației și eventual de primării. Și așa, eventual de bugetele părinților. Și de bugetele părinților, corect. Lucrurile sunt chiar mai complicate, de asta mai există încă un minister, cel puțin, care are cluburi sportive și anume Ministerul de Interne. Există și Ministerul Apărării Naționale, care are cluburi sportive. Și atunci, iată, avem o grămadă de surse de finanțare, avem o grămadă de de reglementări, să spunem, specifice pentru fiecare dintre ele. Și vă rog să nu uităm de Ministerul Transporturilor. Și Ministerul Transporturilor, exact. Exact. Așa e. Domnule Jura, vă mulțumim tare mult. Cu mare drag. Iulian, am văzut imagini cu niște copii foarte simpatici în timpul unui meci de basket încurajați de părinți. Părinții care au sponsorizat desfășurarea acelui festival de basket, acelui concurs. Indirect, să spunem. Indirect, da. Ești tată de sportivi. Eu sunt mamă de sportivi. Știm cât costă sportul. Mă rog, nu cred că știm la modul real.
În schimb, cred că știm ca părinți care ne încurajăm copiii să facă sport, știm cât câștigăm prin sport. Prin faptul că copiii noștri fac sport. Din păcate, în România ne-am obișnuit să vedem activitatea sportivă, cea de care spui tu că e susținută de părinți, ca un soi de babysitting, să spunem. Să zicem că eu am serviciu până la ora 3, copilul meu scapă la școală la ora 2 și n-am ce să fac cu el până la 3. Hai că poate găsim activitatele la școală, badminton, tenis de masă, ce-o fi, basket, polo, să mai stea încă o oră ca să ajung să-l iau. De fapt, despre asta vorbim. Nimeni nu înțelege, pentru că nimeni nu are un proiect clar, un plan clar prin care să ajungă informația asta la părinți în special, că sportul este educație complementară. Sportul îi învață pe copiii noștri niște atribute, niște lucruri pe care noi acasă nu avem cum să-i învățăm. Toți copiii ar trebui să facă sport. Realmente ar trebui să fie excepții cei care nu fac sport. Ori la noi e invers. La noi s-a ajuns în situații absolut hilare în care există candidați la admitere la educație, la Facultatea de Educație Fizică și Sport, care aveau scutire de sport în liceu. De acord cu tine. De acord, avem copiii care au 2 ore de educație fizică și sport pe săptămână, care au din clasa pregătitoare până la liceu scutire. Da. Și care nu se mișcă decât maxim din fața televizorului până la frigider. Asta se întâmplă pentru că avem părinți care consideră că nu trebuie să se ducă la educație fizică și sport pentru că transpiră copilul. Și ce o să facă după aceea dacă va sta 2 ore la școală transpirat? Sigur, este și asta o problemă și ar trebui discutată cu părinții, ar trebui ca școlile să înțeleagă, să se adapteze și să pună orele de sport la finalul programului, de exemplu. Sau să asigure niște vestiare în care se pot schimba acei copii. Sau părintele să pună de acasă un tricou de schimb. Sau multe alte variante, dar nu, câtă vreme nici măcar nu se discută problemele astea, nici nu se pune problema de soluție, adică problema nu există pentru că nu o predică nimeni. Bun, pe de altă parte, există părinți care își trimit copiii la un sport, își asumă o cotizație pentru club, își asumă un echipament și știm cu toții că nu este ieftin, își asumă niște deplasări și niște taxe pentru participarea la competiții. Dar ce fac părinții care nu își permit? Din păcate, sunt foarte mulți părinți care nu-și permit. Sportul nu e ieftin deloc. Vă pot da un exemplu. O pereche de ghete de basket costă de la 300 de lei în sus. Iar un copil care e în creștere la 2 luni de zile schimbă ghetele, cel mult la 2 luni de zile. Nu mai vorbim de transport, deplasări. Dacă ai un turneu la Tulcea, unul la Iași și unul la Alexandria pe parcursul unei luni, ești terminat ca părinte. Lucrezi toată luna numai pentru acel transport și nu poți să-i spui copilului că ceilalți pot merge, dar tu nu poți merge, că n-am bani să plătesc. Și atunci vei face eforturi, te vei împrumuta, vei apela la nașii copilului, la verișori, la frați și cumva vei face să... Pentru că îți dai seama că copilul iubește sportul, copilul iubește socializarea, copilul iubește competiția și îl vei încuraja să facă asta. Însă, până la un punct, e normal să fie așa. Doar că punctul respectiv ar trebui să fie în altă parte decât acum. Iulian, trebuie să tragem o concluzie. Încurajăm copiii să facă sport, dar nu mai există un minister al sportului. Agenția este soluția sau nu? Din punct de vedere politic, se pare că da. Agenția sau minister, repet, nu cred că are o relevanță forma de juridică sau forma politică prin care se administrează sportul. Problema este la strategia generală pe care noi nu o avem. Problema este la... Sportul este împins efectiv la marginea oricărei decizii care se ia în privința viitorului. Nu există niciun plan pentru asta și lucrurile astea se văd de sus până jos, se văd de la ministere până la școli, până la cluburi sportive, până la părinți și, la urmă urmei, copiii sunt cei care suferă. Îți mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, Iulian. Aveam întrebarea aceea la început, sportul românesc încotro, și eu nu pot decât să ridic din umeri. Vă mulțumesc tare mult, dragi telespectatori, că ați fost alături de noi. Să ne revedem cu bine!